Ministrul Muncii, vicepreședintele PSD, doamna Rovana Plumb, invitat la interviul de PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cu doamna multă Rovana plăcere Plumb. și eu vă mulțumesc. Într-o perioadă în care sunteți în cursă pentru o funcție mitică, sacră, aproape în Partidul Social Democrat, e vorba despre cea de președinte al Consiliului Național al PSD, o funcție care n-a mai fost ocupată de la Adrian Năstase încoace. V-ați gândit vreodată de ce n-a fost ocupată funcția asta până acum? Presupun că e și o responsabilitate și o povară pentru dumneavoastră, sau poate povară e mult spus, o trecere dincolo de barierele tabuului în candidatura pe care o aveți. Ca să vă răspund direct, Consiliul Național are într-adevăr o istorie. El a fost de-a lungul timpului, prin departamentele pe care le conține în structură, o resursă permanentă de politici publice, de idei, de inițiative legislative care au ajutat partidul de-a lungul anilor. Sigur că în ultima perioadă poate s-a lucrat un pic mai, eu știu, mai puțin, pentru că toată concentrarea Partidului Social Democrat a fost pe guvernare. Eu consider că misiunea noastră a Partidului Social Democrat este aceea de a continua să consolidăm ceea ce facem bine. Și în sensul acesta este și proiectul meu pentru candidatura la poziția de președinte a Consiliului Național. Pot să vă mai spun că în momentul acesta avem nevoie de o mai multă apropiere între tot ceea ce înseamnă partid, între guvern și grupurile noastre parlamentare, colegii noștri din Parlamentul Național și Parlamentul European, de a veni cu soluții de noi, în așa fel încât să ne poziționăm pe scena politică în continuare ca fiind cel mai puternic partid din România. Proiectul meu are o viziune în ceea ce privește structura aceasta a departamentelor, care să fie mai activă. Mă bazez pe sprijinul colegilor mei, cum o fac de atâția ani, iar în ceea ce privește obiectivele strategice politice pe care le voi propune, sunt legate de întărirea statului social. Este firesc, suntem un partid social-democrat, întărirea economiei și creșterea veniturilor populației, întărirea democrației în România și promovarea imaginii României, Partidului Social-Democrat în Europa și în lume. Se va face inevitabil comparația între dumneavoastră, care veți fi cel mai probabil și vă urăm succes, președinte al Consiliului Național al PSD, și fostul deținător al acestei funcții, Adrian Năstase. De atunci până acum n-a mai ocupat nimeni această funcție. E o chestiune care vă dezavantajează sau vă avantajează? Cred că toată această interpretare trebuie să fie făcută în funcție de contextul politic. Suntem într-un alt context politic decât perioada respectivă și cred că din acest punct de vedere politic ar trebui să fie analizat. Sigur că este o responsabilitate această poziție și mi-o asum și sunt cu multă plăcere, sunt onorată și îmi doresc ca această structură a Consiliului Național să contribuie la modernizarea partidului. Cum există și în PSD, ca și în alte partide, oameni catalogați de opinia publică drept baroni locali, poate mai mult în PSD decât în alte partide, deși opinia mea e că peste tot se poate identifica un astfel de prototip. Simțiți un curent de rezistență la ideea de modernizare, să preiau termenul dumneavoastră, al partidului? Cum vă gândiți să dezamorsați aceste conflicte, dacă și unde există? În primul rând vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere și nu numai, Partidul Social Democrat este un partid total democratic și într-o formațiune politică total democratică întotdeauna pot exista pro și contra.
Eu cred că evenimentul politic de la sfârșitul săptămânii, Consiliul Național, va reprezenta o bună oportunitate prin care toate aceste probleme care interesează să fie discutate. Și aș vrea să vă mai spun din punctul meu de vedere că împărtășesc ideile și propunerile președintelui partidului, Victor Ponta, în ceea ce privește introducerea unor criterii de integritate care să fie aplicabile după Consiliul Național. Domnul Ponta a transmis recent un mesaj către membrii partidului spunând că cei care au calitatea de inculpat și acolo unde s-a pus în mișcare acțiunea penală nu mai ocupă funcții numite în guvern sau în conducerea Parlamentului. Cele alese nu fac obiectul acestor restricții pentru că ele sunt rezultatul opțiunii cetățenilor, al alegătorilor. Care e opinia dumneavoastră? Aceeași opinie pe care o are și premierul și președintele partidului Victor Ponta, de am și spus că împărtășesc propunerea pe care o va face la Consiliul Național. Cu toate riscurile de imagine care decurg din această... Eu consider că noi am înțeles foarte clar care a fost mesajul românilor după alegerile din noiembrie anul trecut. Vor o clasă politică eficientă, dar și o clasă politică curată. În al doilea rând, am înțeles foarte clar că românii își doresc o scenă politică care să fie echilibrată din punct de vedere al viziunilor. Revenind la atmosfera și la proiectele politice ale PSD-ului, înțelegem că va avea loc până la urmă congresul, marele congres al PSD-ului la sfârșitul anului. Inițial se vorbea despre luna martie, dacă nu mă înșel. De unde această schimbare de dată? E o tergiversare? E o dorință de analiză mai aprofundată? Cum explicați? Partidul Social Democrat întotdeauna își stabilește reperele și evenimentele politice atunci când consideră. Nu s-a pus problema niciodată de o dată anume în ceea ce privește organizarea Congresului. S-a discutat despre Consiliul Național. Deci nu putem vorbi de o decalare a datei Congresului atâta timp cât ea nu a fost luată clar în discuție. Doamna Ravana Plumb, veniți de la șefia Organizației de Femei a Partidului Social Democrat și o organizație puternică și mare din punct de vedere strict numeric. Aveți vreo sugestie, vreo idee? Cine ar putea să vă fie succesoare în această funcție? În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte atașată de Organizația de Femei și vreau și pe această cale să le mulțumesc colegelor mele pentru tot și toate eforturile pe care le-au făcut de-a lungul anilor. Eu sunt președinta Organizației de Femei de aproape 10 ani de zile. Așa cum sunt atașată Organizației de Femei, în care pur și simplu mă simt între prietene, este o solidaritate care a fost de fiecare dată exprimată. Sunt atașată și de Partidul Social Democrat. Atunci când vorbim de Organizația de Femei și de o poziție a președintei, aș vrea să vă spun că, sincer, sunt foarte multe colege care ar putea să ocupe această funcție și le admir pe toate. Organizația de Femei a Partidului Social Democrat este cea mai mare organizație de femei din România în momentul de față politică și este a treia în Europa. Am plecat în anul 2006 cu un număr de 40.000 de colege. Am ajuns astăzi la 200.000 și reprezentăm 42% din Partidul Social Democrat. Și suntem toate atașate de valorile și principiile social-democrate. Dacă mă întrebați cine ar putea să, pe cine aș vedea, aș vrea să vă spun, așa cum de altfel am și subliniat, sunt foarte multe colege. Sunt convinsă că Organizația de Femei la momentul respectiv își va alege președinta,
în care vor avea multă încredere, din punctul meu de vedere, până la organizarea conferinței, cea care a primit cel mai mare număr de voturi din partea colegelor noastre când am avut Congresul Organizației Femeilor Social-Democrate, este doamna europarlamentar Viorica Dăncilă. Sunt convinsă că va putea să facă față, nu ar fi corect din partea mea să spun vă susțin pe X sau pe Y, pentru că sunt multe colege care pot ocupa această funcție, însă m-aș bucura ca Viorica Dăncilă să construiască mai departe organizația politică a femeilor social-democrate. În familii în general, în familiile românești în mod special, în momentele grele, există o solidaritate feminină care asigură un suport pe care noi aici, în spațiul ăsta, îl simțim. Credeți că femeile din PSD, familia noastră politică, ar putea să crească pe acest moment în care Partidul Social Democrat, chiar fiind la guvernare, a primit o lecție la alegerile din noiembrie? Sunt convinsă că da. Organizația Femeilor Social Democrate are și acum o voce. Sunt convinsă că va putea să se consolideze. De altfel, tot ceea ce înseamnă propuneri în ceea ce privește consolidarea sau întărirea condiției femei, statutului femei în societate, au fost de multe ori venite ca propuneri din partea organizației noastre de femei. Mai mult decât atât, acum o săptămână am lansat un pact, Pactul pentru Demnitatea Femeii, pe care îl dorim a fi asumat de toate formațiunile politice. El poate să fie îmbunătățit, acolo am venit cu câteva idei concrete pentru recâștigarea demnității femeii, înțelegând prin aceasta recâștigarea demnității societății în ansamblul ei. Un conflict din partid, domnul Cătălin Ivan suspendat. Credeți că măsura de suspendare a lui Cătălin Ivan era cea potrivită? E un dosar încheiat sau se poate reveni asupra lui? Partidul Social Democrat, urmărind atent acțiunea lui politică, pot spune foarte clar că este cel mai deschis partid și cel mai democratic, în sensul că ați văzut de-a lungul timpului că toate competițiile au fost organizate într-un mod democratic. Atunci când s-a pus problema alegerii într-o anumită funcție în cadrul partidului. Însă atunci când vii cu un proiect personal și încep să lovești în colegii din partid, mie nu mi se pare normal, nu mi se pare în regulă și cred că în orice formațiune politică trebuie să existe niște reguli de minimă decență în ceea ce privește modul în care te raportezi la acțiunea politică, desigur și solidaritate. Nu vreau să vorbesc punctual despre cazul Cătălin Ivan, dar pot să subliniez foarte clar că nu pot fi de acord ca să lovești în partid având un proiect personal. Doamna Plumb, poate e prea devreme să vorbim despre sondaje, dar ele se fac. Sunt sondaje pentru partide, sondaje ținute la secret, cum se spune. Potrivit unui astfel de sondaj al liberalilor, PNL s-ar situa la 50%, PSD ar obține 30% dacă ar fi alegeri în viitorul apropiat. Cum priviți aceste cifre? Există o grijă și o grijă legitimă de creștere, probabil, a Partidului Social Democrat. Apele sunt tulburi. Cum? Aveți sondaje proprii dumneavoastră la PSD? Doamna Chiriac, eu întotdeauna am fost rezervată în a comenta sondajele. Sondajele de opinie. Ce pot să vă spun în această situație pe care ați prezentat-o dumneavoastră, eu cred că liberalii se mint pe ei, așa cum se mint și în cazul formării unei majorități politice. Credeți că n-au nicio șansă? Majoritatea politică de astăzi este una stabilă și care cu siguranță va rezista până la alegerile din 2016.
Sunteți sigură când spuneți asta? Sunt sigură când spun lucrul acesta, pentru că modul în care noi am gândit și am venit cu viziunea, majoritatea politică, a condus la lucruri bune pentru tot ceea ce înseamnă societate românească. Dar nu societatea formează un guvern. Sunt calcule, discuții, propuneri, negocieri, oferte care se fac din în punctul, culise. Din punctul meu de vedere, cartea de vizită a oricărei formațiuni politice este guvernarea. Deci în fața cetățenilor, dumneavoastră veniți cu o carte de vizită bună. Dar, repet, negocierile care există și sunt asumate de către cei din Partidul Național Liberal, credeți că sunt suficient de perseverente și de solide? V-am spus și repet, cred că se mint pe ei înșiși. Ce credeți că ar trebui să facă Partidul Social Democrat față de alegerile locale din 2016? Anul 2016 nu e prea departe. V-ați gândit, vă gândiți deja la o strategie, mai ales din prisma funcției foarte importante în partid pe care o veți ocupa? Este încă prea devreme să discutăm despre strategia Partidului Social Democrat pentru alegerile din 2016, dar ce pot să vă spun este că Partidul Social Democrat, prin toate scrutinurile electorale, a obținut un număr mare de aleși locali, un număr mare de parlamentari. În momentul în care luăm în calcul și stabilim, elaborăm o strategie, se pleacă de la mai multe criterii, începând cu performanța electorală și terminând cu dorința respectivului candidat de a dori să-și asume responsabilitatea politică respectivă. Eu cred că Partidul Social Democrat va veni în fața electoratului, față de care are un deosebit respect și am un deosebit respect, cu oameni competenți și care vor putea să facă față exigențelor cetățenilor. Într-un partid mare, cu structuri locale impresionante, conduse de oameni cu experiență, uneori aceiași pe care presa i-a numit baroni, cât de greu îi va fi unui tânăr să se impună, să-și facă auzit punctul de vedere, să fie luat în seamă? Partidul Social Democrat este un partid deschis. Tinerii întotdeauna au avut un cuvânt de spus. Eu personal lucrez cu foarte mulți tineri și înțelegem ca noi, cei cu experiență, să dăm șanse tuturor tinerilor care doresc să-și aleagă un drum politic, o carieră politică în viață. Mai mult decât atât, ca în și orice familie. Și într-o familie politică, construcția se bazează pe relațiile intergeneraționale. Așa cum în familia noastră avem copii, tineri, părinți, bunici, așa și într-o formațiune politică, mai ales pentru Partidul Social Democrat, construcția se va baza în continuare pe o relație intergenerațională. Fiecare are șansa lui în viață. Pentru că vorbiți despre această relație între generații, fiul dumneavoastră se pregătește pentru o candidatură? Andrei este un tânăr care are 31 de ani. În două săptămâni, sau poate chiar mai repede, va deveni pentru a doua oară tată. Felicitări. Andrei, mulțumesc, are deja responsabilități. El își creionează drumul în viață, deciziile lui sunt deciziile lui, vom vedea care vor fi acestea întotdeauna și cred că orice mamă își va ajuta copilul, îl va sprijini să aleagă calea cea mai bună în viață. Primăria Capitalei, ce se va întâmpla aici? PSD va merge din nou cu Sorin Oprescu, pregătiți un candidat nou, cine ar putea fi? În contextul strategiei pentru alegerile din 2016, categoric ne vom gândi și eu la o strategie privind alegerile în capitală. Ce vreau să vă spun însă este că Sorin Oprescu, pe care îl cunosc de foarte mult timp și cu care am colaborat și din funcțiile pe care le-am avut în Parlamentul European, dar și ministerial, a făcut foarte multe lucruri bune pentru capitală în cele aproape două mandate de când este primar
Și de aceea am un mare respect și o admirație față de tot ceea ce face. Numai târziu de săptămâna trecută am lansat un centru social foarte mare în București, unde foarte mulți copii primesc îngrijiri speciale în acest centru și mă bucur că are în continuare acest tip de preocupare în ceea ce privește răspunsul către comunitate pe nevoile sociale. În momentul în care vom intra în discuția strategiei pentru 2016, vom vedea ce se va face. Dacă PSD va câștiga alegerile parlamentare din 2016, dacă va reuși să formeze o majoritate, cine va fi prim-ministru? Tot Victor Ponta? Spuneam mai devreme că guvernarea este cartea de vizită a oricărei formațiuni politice. Ori actuala guvernare este una eficientă, cu un premier foarte bun și foarte performant. Am această bucurie, plăcere și onoare de a lucra cu Victor Ponta. Este foarte performant, facem o echipă foarte bună, toți cei din guvern. Dacă în 2016 vom câștiga alegerile, asta înseamnă că Victor Ponta va avea un rol foarte important și va face parte din victoria Partidului Social Democrat. Drept pentru care o spun necondiționat, mesajul pe care l-aș percepe este că populația dorește să se continue aceste politici care să aducă creștere economică, care să reducă inegalitățile sociale, și atunci premierul Victor Ponta sunt convinsă că va putea să le continue. O lovitură de imagine și poate și o problemă în derularea procesului guvernamental în momentul acesta. Mă refer aici la demisia ministrului Vâlcov. Ne puteți spune care sunt variantele Partidului Social Democrat pentru preluarea funcției de ministru al finanțelor? Desigur că decizia aparține în exclusivitate primului ministru al guvernului. Ceea ce pot să vă spun este cu siguranță că acest cod fiscal va fi finalizat. Se discută chiar astăzi în ședința de guvern despre codul fiscal și codul de procedură fiscală. Este un instrument absolut necesar, care ajută nu numai la crearea de locuri de muncă, care sunt absolut esențiale pentru un trai decent, dar și la reducerea inegalităților în societate. Sper ca toate lucrurile să se finalizeze cu bine. În ceea ce îl privește pe Darius Vâlcov, este un ministru al finanțelor foarte bun, a avut un rol important în elaborarea acestui cod, care a început de aproape un an și jumătate și care a însemnat foarte multe dezbateri, în special cu mediul de afaceri, cu partenerii sociali. Însă ne-am asumat că acest cod fiscal în continuare va fi adoptat. Un proiect care vizează activitatea dumneavoastră de ministru, dincolo de provocările din interiorul partidului, noua lege a salarizării în sistemul public, salarii în funcție de studii, 5 clase de salarizare, o dezbatere probabil va fi absolut, la nivelul... Absolut, va fi o dezbatere, vor fi consultări cu tot ceea ce înseamnă reprezentanții ai sectorului bugetar pe diversele domenii. Dacă pentru sănătate și educație am reușit atât cât am putut să facem un pas înainte, asigurând majorări salariale pentru sistemul de educație și de sănătate, pe sectorul administrației publice, locale și centrale nu s-a făcut absolut nimic.
Ceea ce am constatat noi este că în momentul de față, din cei 1.186.000 de bugetari, 923.000 au veniturile sub 1.450 de lei, sunt suprapuse foarte multe clase de salarizare. Trebuie să venim cu un element și cu un instrument modern pentru care să răspundă relațiilor socioeconomice din societatea românească în 2015 și mai departe cu o viziune, în așa fel încât să putem în sectorul bugetar să determinăm și dacă vreți să influențăm medicii să nu mai plece din țară, să-i determinăm și să-i motivăm pe profesori să continue să învețe generațiile de care are atâta nevoie o societate, să putem să motivăm personalul din administrația publică locală și centrală să elaboreze politici publice pentru a servi interesului cetățeanului. În momentul de față, acea lege care a fost adoptată în 2010 nu își produce niciun fel efectele, în sensul că ea nu a fost de la început, din punctul meu de vedere, un instrument de motivare a personalului. Este o funcțiune absolut importantă, fără de care nu se poate face managementul în orice organizație despre care vorbim, indiferent că vorbim de zona politică sau zona economică. Ori demotivarea personalului nu poate să mai fie în România anului 2015 lăsată undeva uitării. Ne-am aplecat asupra soluțiilor, am venit cu o viziune și sper ca în urma consultărilor și dezbaterilor cu partenerii noștri sociali și cu colegii din zona sectorului bugetar, pentru că un ministru nu poate să dețină adevărul absolut, pentru că nu e medic sau nu e profesor. El este un manager care trebuie să țină cont de ceea ce spun celelalte părți care lucrează în domeniu și se confruntă zi de zi cu o serie de probleme. Mărirea salariului minim pe economie a condus în momentul de față la suprapunerea a 19 clase de salarizare. Mărirea salariului minim pe economie la 1200 de lei din 2016 va conduce la suprapunerea 29 de clase de salarizare. Asta înseamnă că un absolvent de universitate, cu studii superioare, în momentul de față este plătit la fel cu o altă funcție care nu implică aceeași responsabilitate. Ori, în afară de criteriul educațional, al doilea criteriu este legat de performanța și motivarea pe o poziție strâns corelată de descrierea naturii postului pe care îl ocupă, deci legată direct de muncă. De responsabilitate direct. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest obiect unei discuții ample această lege a salarizării. Sper că veți accepta invitația noastră aici la PS News. Vă mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere și aș vrea să punctez faptul că eu nu cred într-un succesul unei moțiuni de cenzură. Ba dimpotrivă, sunt convinsă și am vrut să subliniez acest lucru, că ne putem baza pe o majoritate stabilă care va rezista până în 2016 și spun acest lucru pentru că în momentul de față am văzut, așa cum știți și dumneavoastră, că se dorește să se facă tot felul de aranjamente în ceea ce privește crearea unei alte majorități, însă aș vrea să subliniez foarte clar faptul că acest lucru nu cred că se va putea realiza, deoarece doamna Gorghiu împreună cu colegii ei nu au venit în fața electoratului decât cu o propunere de program de guvernare sub semnătura domnului Cătălin Predoiu, un program de guvernare care, din punctul meu de vedere, este o formă fără fond. Chiar dacă nu se regăsesc anumite principii în acest program de guvernare, iar ceea ce am observat este că doamna Gorghiu s-a transformat în purtătorul de cuvânt al celor care au tăiat salarii, au tăiat indemnizațiile pentru creșterea copiilor,
și nu au un proiect alternativ la actuala guvernare.